Domnul Iohannis va binevoi să ne spună ce s-a întâmplat de fapt în anul 1990 cu cei trei copii ai familiei Iliuț și poate ne va spune și în ce a constat remunerația domniei sale pentru serviciile sale. PSD îi cere candidatului Iohannis să răspundă cu privire la acuzațiile care i s-au adus timp de 20 de ani de către familia Iliuț din județul Sibiu. La numai 3 zile după ce le-au umurit părinții, 3 frați au fost adoptați atunci de un cuplu de canadieni care ar fi fost aduși de soții Iohannis. Îi dai acolo să învețe la un trai mai bun, la o meserie, vasolivă. M-am gândit și eu, într-adevăr. Dar de ce hoțul de Claus, în toată ziua venea la podul meu, îmi spune că mi-aduce, care și el o fetiță de 5 ani și el o dă. Deci v-a mințit că au și copiii, n-au avut niciodată. Nu au avut. Bunica Maria Iliuț ar fi cedat presiunilor familiei Iohannis și ar fi fost de acord cu adopția. Când însă i-a cerut actualului candidat la președinție să-și vadă nepoții ca să fie sigură că sunt bine, acesta ar fi amenințat-o. M-a lăsat de m-am apropiat și îmi pune mâna din nou aici. Păi ce-a vrei copii? Păi ce-a de mă mai cauți? De mai umbli după mine și mă mai cauți? Apoi eu o să vezi tu ce pățăși. La un an după aceea, intermediarul Iohannis și-a cumpărat o vilă pe care a plătit numai puțin de 75.000 de mărci germane. Timp de 20 de ani, Maria Iliuț a încercat să afle ce s-a întâmplat cu copiii. S-a adresat inclusiv Comisiei pentru Cercetarea Abuzurilor și Corupției din cadrul Camerei Deputaților, care l-a chemat pe Iohannis pentru explicații. Acesta a refuzat însă să se prezinte. Bătrâna a murit cu regretul că nu a mai aflat nimic despre cei 3 nepoți ai ei, însă mătușa copiilor nu și-a pierdut speranța că va afla adevărul. Claus Iohannis nu a dat un răspuns nici acum, după ce senatoarea Firea i-a trimis scrisoarea deschisă în care îi cere clarificări pe care alegătorii le așteaptă.